Salutare și bine te-am găsit! Cu mii de ani în urmă, privitorii cerului din lumea clasică știau despre 6 planete: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter și Saturn. Datorită invenției telescopului, Uranus a fost descoperit în anul 1781, dar discrepanțele în orbita sa însemnau că ceva îl trăgea. Așa cum se aștepta, s-a dovedit a fi o altă planetă, și anume Neptun. De atunci, oamenii de știință s-au întrebat dacă ar mai putea exista o altă planetă în sistemul nostru solar, uneori numită Planeta X. Acum, astronomii au dovezi puternice pentru acest lucru. O planetă de aproximativ dimensiunea lui Neptun, cu o masă de 10 ori mai mare decât a Pământului și o atmosferă groasă de hidrogen și heliu. Așa cum a fost prezis Neptun pe baza influenței sale asupra lui Uranus, dovezile pentru Planeta X sunt indirecte. Astronomii au observat 6 mici obiecte ale sistemului solar și au observat că se apropie cel mai mult de Soare într-o configurație unică. Există doar una din 15.000 de șanse ca acest grup orbital să fie o coincidență. Este mult mai probabil ca Planeta X să fi păstrat cele 6 obiecte pe orbita ei. Acest lucru întărește concepția noastră despre sistemul solar, deoarece planeta X ar circula în jurul Soarelui în mod inimaginabil de departe, într-o orbită eliptică ciudată atât de departe încât este nevoie de 15.000 de ani pentru a face călătoria. Prin comparație, perioada orbitală a lui Neptun este de 165 de ani. Desigur, nu toată lumea va fi convinsă de planeta X până nu vom avea dovezi vizuale. Cercetătorii folosesc acum unul dintre cele mai mari telescoape din lume, Subaru din Hawaii, și spun că au șanse rezonabile de a găsi planeta X în următorii 5 ani. Odată reperate, putem întâmpina planeta X ca noua planetă din sistemul nostru solar. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salut!